seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Pradul primăriei a fost astăzi împodobit pe ploaie, muncitorii l-au decorat cu 4 km de ghirlande și cu peste 1000 de globuri roșii și argintii. Un adolescent de 14 ani a fost prins în flagrant în timp ce fura o bicicletă dintr-un bloc din capitală, intenționat să o vândă la piață. Igor Dodon a făcut achiziții noi la președinție. Potrivit ziarului de gardă, șeful statului a cumpărat 7 imprimante, 2 servere și mai multe accesorii pentru calculator în valoare de aproape 250.000 de lei. La nord ninge, iar într-o curte din capitală au înflorit toporașii. Mâine va fi dat startul sărbătorilor de iarnă în capitală, așa că muncitorii, vrând nevrând, au împodobit astăzi bradul pe ploaie. După ce au muncit o zi întreagă, cei de la Lumteh au și testat în această seară luminițele de pe brad. Încă de la ora 7 dimineața, muncitorii s-au apucat să dichisească bradul cumpărat de Silvia Radu. Merry Christmas to you. Să dai domnul sănătate, doamna Silvia. De ce așa? Da, până a cumpărat brad din banii ei proprii. 1150 de globuri de culoare roșie și argintie au fost agățate de ramurile coniferului înalt de 19 metri. Așa are că eu știu că este размеri, pe 40, pe 20, pe 25. 700 din ele au fost aduse din Germania, iar celelalte au fost cumpărate de la noi din țară. Autoritățile și astăzi au refuzat să spună câți bani au cheltuit. Simetric, are multe crengi, frumos. Ar fi dorit să mai fie mai împodobit o leac. Ceva așa, nu puteți să-i puneți niște străluci și ceva, nu? Bătă pe designerski, decorativ, nu tak scaje. Mai mult, pomul a fost decorat cu 4 km de ghirlande, cu 2 km mai mult decât anul trecut. În total s-au folosit 9 km de luminițe, inclusiv cele din piață. Bradul este frumos. Deja toată povestea asta de 10 ani cam ne doare cap. După tâmbălăul de ieri, astăzi Valeriu Munteanu a acuzat-o pe Silvia Radu că a adus prejudiciu mediului de 10.000 de lei pentru că ar fi dispus tăierea molidului din curtea unei foste grădinițe fără a avea autorizație. Serviciul de presă al primăriei a spus că nu comentează acuzațiile liberalului. Ieri primăria a instalat în piața Marii Adunări Naționale pomul din Carpați, însă pentru că era urât, acesta a fost tăiat și dat la foc, iar în loc a fost adus un molid de 19 metri din Chișinău, de altfel primul ales de autorități. Nici până astăzi primăria nu a spus cât a costat transportarea bradului din Ucraina. Hoț cu ghinion, un adolescent de 14 ani a fost prins în flagrant de locatarii unui bloc în timp ce încerca să fură o bicicletă. Ar fi intenționat să o vândă la piață. Totul s-a întâmplat pe strada Mircea cel Bătrân din capitală. Am scos pe jumătate de oră bicicleta în holul comun al etajului și practic în câteva minute proprietarul spune că a cumpărat bicicleta recent, ieri a scos-o pentru câteva minute pe hol. A înmărmurit când a văzut că aceasta nu mai era după câteva clipe. Și vecina de jos m-a anunțat că, uite jos, administratorul a prins. Din spusele locatarilor, un adolescent de 14 ani a intrat în bloc, ar fi văzut bicicleta și când se pregătea să dea lovitura, a fost zărit de administrator. M-am tras atenție la dânsul și am zis, dar tot de la ce etaj e? Spune că de la 10, dar și număr la apartament. Unii de la noi nu scrie. Știu, dar mi-am dat seama că am o prochetă așa cu pași mici până când l-am prins. Ne-am uitat pe cameri, pe video cu el, o mai fost. Locatarii spun că au chemat imediat poliția, iar băiatul a fost dus la inspectorat. Adolescentul ar fi vrut să o vândă la piață. El a răspuns că da, am vândut bicicleta cu 700 de lei. Le vinde, adică la piața agricolă ceva aici la Ciocana. Locatarii susțin că hoții dau des tărcoale la blocul lor. În ultima perioadă au dispărut 5 biciclete. Un adolescent a fost surprins și pe camerele de supraveghere instalate în hol. A intrat. Era 15 și 11 minute. El acum iese la 15:37. Iată, el se urcă cu bicicleta și pleacă. El a împlinit 14 ani și nu puteau să-l tragă la răspundere. Tatăl biologic este bețiv, nu locuiește împreună, trăiești cu tatăl vitric, tot e bețiv, maica s-a murit tot beție. Copilul dat, adică minorul dat, este foarte de mult în trașa chestii care, adică cu furat, s-a ocupat cu telefoane mobile de la copii. Bicicleta. Când am procurat-o, în jur la 1099 de euro, 1100. Am dat-o înapoi? Nu, deocamdată aștept răspunsul din partea colaboratorilor de poliție. Nu poți să le faci nică care tă de una fură, de pe coridoare, și biciclete, și calești, și biciclete mici pentru copii, și scurte. Poliția investigează toate cazurile de furt.
Pentru al doilea an la rând, un gospodar din satul Heciul Vechi Sângerei a adunat cioclejii de pe câmp și și-a făcut un brad de toată frumusețea. Acum tot satul se mândrește cu pomul neobișnuit. Ce va face gospodarul cu bradul după sărbători, vă spunem în câteva momente. Au înflorit toporașii la început de iarnă, florile au răsărit într-o curte din capitală. 3 decembrie 2017 au înflorit toporașii. Toporașii au fost descoperiți de o femeie din Chișinău. Surprinsă, ea a făcut mai multe poze pe care le-a pus pe Facebook. Toporașul este o floare de culoare albastru-violet care crește de obicei la începutul primăverii. Specialiștii spun că acesta nu este un fenomen îngrijorător, ci se datorează temperaturilor blânde din ultima perioadă. 7 imprimante, 2 servere și accesorii pentru calculator în valoare de 250.000 de lei au fost cumpărate de Igor Dodon pentru președinție. Asta au descoperit reporterii de la ziarul De Gardă. Noile achiziții au fost făcute după ce, acum 3 luni, șeful statului și-a luat un aparat de fotografiat de 162.000 de lei, despre care a spus ulterior că nu știe nimic. Potrivit ziarului De Gardă, cele 2 contracte în valoare de aproape 250.000 de lei au fost semnate pe 13 noiembrie de președinție și 2 agenți economici câștigători ai licitației. Potrivit documentelor, ar urma să fie achiziționate echipamente și accesorii noi pentru calculator, adică o imprimantă color A3 și alte 6 imprimante multifuncționale, 2 servere, o stație grafică și 10 aparate electrice care furnizează curent în caz de urgență. Toate urmează a fi livrate în 30 de zile de la semnarea contractelor. Purtătorul de cuvânt al președintelui Ion Ceban nu a fost de găsit pentru comentarii. Tot ziarul De Gardă scria că în luna august președintele a cumpărat un aparat de fotografiat de 162.000 de lei. În cadrul emisiunii În profunzime, Igor Dodon spunea că nu a dat indicații pentru o asemenea achiziție și că ar fi vorba de o eroare. Au vrut să vadă cât de deștepți sunt. Mai mulți elevi din capitală și-au măsurat inteligența la o sesiune de testare IQ organizată de o companie internațională. Întrebările de logică au fost destul de ușoare, au spus participanții. Rezultatele însă le vor afla abia peste o lună. Cei care vor răspunde cu brio la întrebări vor primi biletul de intrare în comunitatea celor mai deștepți oameni ai lumii. Ei deja sunt o generație nouă, sper să ne depășească pe noi. Testul pentru juniori conține 25 de exerciții care trebuie rezolvate în 15 minute. Toate întrebările testului sunt compuse numai din desene, în așa fel încât să nu aibă importanță în ce limbă te-ai născut sau în ce cultură ai crescut. Deci nu există întrebări de cultură generală sau de raționament matematic. Elevii care au trecut prin proba de foc au spus că întrebările au fost de dificultate medie. Totuși, doar 2% iau un scor bun la test. Destul de intens, 20 minute pur și simplu au zburat. Cei mai simpli exerciții erau trei figuri și trebuia să găsim figura lipsă. Deci, dacă nu era în acest șir o anumită figură, atunci asta era răspunsul. A fost mai mult de logică, unde trebuia să găsești un fel de algoritm pentru afla mișcarea următoare. Cei care vor obține un scor top 2% cel mai înalt vor primi o invitație în mensa. Rezultatele vor fi publicate peste o lună. Istoric, să zicem, de când administrez eu testul, în jur de o treime din cei care se prezintă ajung să și devină eligibili. Până atunci, începătorii pot învăța din experiența celor care deja fac parte din această comunitate. Diana Guțu are 15 ani și de 2 ani e membru al organizației. Facem o grămadă de proiecte. Spre exemplu, avem un laborator de fizică, un curs de fizică, care îl facem în fiecare săptămână pe Skype, deoarece proful nostru se află în Elveția. Cursul de fizică nu constă în formule sau alte lucruri, se adună copii de toate vârstele și punem întrebări, deci doar fizică teoretică. În prezent, organizația numără 130.000 de membri în peste 100 de țări ale lumii. Pot să descoper alți oameni ca și mine cu care să am o limbă comună. Este interesant să discut cu oameni care au subiecte diverse și subiecte foarte sofisticate. Organizația a fost fondată în 1946 la Oxford. Testul IQ este unul internațional și poate fi accesat și pe internet. În timp ce în capitală s-a creat un mare tărăboi cu pomul de Crăciun, un gospodar din Heciul Vechi a rezolvat problema mult mai simplu. A adunat toți cioclejii de pe câmp și i-a aranjat sub formă de brad. Împodobit cu globuri și ghirlande, pomul a devenit o adevărată mândrie a satului.
De rând cu marele oraș ale lumii și familia Pânzaru din satul Heciul Vechi Sângerei și-a inaugurat bradul, așa că acum în fiecare seară sătenii se adună în jurul pomului, la vin fiert și la ocolindă și se veselesc până după miezul nopții. Au dat mulți bani, că nu știu când o să fie, că nu fac atâta, că guvernul face atât lor, primăria lor. Dar nostru e unic pentru toată lumea și nu se ceartă nimeni. Pentru al doilea an la rând, Marin Pânzaru își adună cioclejii sub formă de brad, după care îi împodobește. Bărbatul speră ca aceasta să devină o tradiție în sat. Parcursul anului toți mă întrebau, anul ăsta faci? Sigur că da. Toată lumea știe că Marin va face bradul și alți brad nu se mai gândesc să mai facă, pentru că avem bradul nostru din sat. E la intrarea în sat. Bradul are o înălțime de 15 metri, fiind un pic mai înalt decât cel de anul trecut. Special a cultivat și mai mult porumb. Ei, anul trecut nu am știut că voi fi vedetă. Deci am vrut să-l stric. Toți vecinii, nu-l stricați, aduc, mi-am adus. După ce l-am stricat, alții zic, îmi dai măcar un snop, pentru că e din bradul cel vestit. O parte din jucăriile pentru bradul din Cioclej a fost donată de copiii satului. Gabriel și Marius, cei doi fii ai soților Pânzaru, sunt foarte mândri de pomul lor, mai ales că în luna decembrie curtea le este mereu plină cu oaspeți, astfel că sărbătoarea este în fiecare zi. Tata a adăugat o bucată de lemn și l-a făcut mai mare. O să invităm mulți oaspeți ca să vadă bradul. Și alte sate, orașe, văd că satul ăsta nu este așa neștiut în lume. Suntem mândri. Copiii din sat vin foarte mulți. Acum sunt unica, prindem focul, facem șpeș-pitis, cartofi, izvar. Doritorii care vor sunt așteptați. Și vecinii admiră bradul. Vin oaspeți, pșticotară, să privească. Mai veselie. Până la orele 12:01, lumea se distrează, vin la brad. Sunt un om foarte capabil, are mâini de aur, foarte puțini oameni. Cu așa idei frumoase. Pomul va sta în curtea familiei Pânzaru până la jumătatea lunii ianuarie, după care va ajunge hrană pentru animale. O petrecere în nuanțe violet a dat aseară emisiunea O seară perfectă, care a împlinit 5 ani. Hai, privește-mă ca în prima zi, sufletul e gata pentru a iubi. El cu minte așteaptă să-mi șoptești acele cuvinte că mă iubești. Artiști, oameni de afaceri și jurnaliști au asistat la ediția specială. Revenim cu detalii imediat. Ion Dodon, moldoveanul care a cucerit publicul la un concurs de talente din Italia, a ajuns în finala competiției. Aseară tânărul a cântat o piesă în limba italiană și a lăsat juriul fără cuvinte. Astfel, conaționalul nostru are toate șansele să câștige premiul cel mare, 100.000 de euro. Cu o voce calmă, dar foarte puternică, moldoveanul a cucerit din prima întreaga sală. Plăcut surprinși, membrii juriului au cântat împreună cu el. Spectatorii l-au aplaudat în picioare, iar jurații au avut doar cuvinte de laudă. Noi, tutte le edizioni, vediamo centinaia di persone. Non possiamo ricordarcele tutte. Io ti dico una cosa. Di questa edizione di Tu sì che vales, io mi ricorderò di te. Ion a fost favoritul publicului care l-a votat, astfel a ajuns în finală. Alături de el au mai fost aleși încă 7 concurenți. Toți se vor lupta pentru a câștiga premiul cel mare, 100.000 de euro. Ion Dodon este originar din Chișinău. Acum 11 ani a plecat în Italia, unde muncește la o fabrică de prelucrare a fierului. Moldovenii preferă să achite cu cardul în loc de bani cash și asta au constatat experții de la IDIS Viitorul, care au publicat un studiu în acest sens. De când a apărut la noi, moldovenii au plătit cu bucățica de plastic peste 15,6 miliarde de lei, dintre care jumătate în ultimii 2 ani. Este un record istoric, spun specialiștii, care cred că se întâmplă pentru că moldovenii merg des peste hotare, unde acest lucru este o normalitate.
De mult am depășit vremurile când salariul era scos de la bancomat pentru că ne plăcea să avem bani cash în portofel. Deși mai târziu decât în alte țări, acum moldovenii preferă să plătească direct cu cardul, prin POS-uri. E comod și simplu, spun experții. Sunt multe persoane care dacă nu ar fi POS terminal, s-ar... Are și din magazin fără să cumpere produsul dat. În cele două decenii de folosire a cardului bancar, moldovenii au cheltuit 15,6 miliarde de lei. Boom-ul s-a produs însă în ultimii 2 ani, când s-au făcut tranzacții cu cardul în valoare de 8 miliarde de lei, adică jumătate din toată suma. Un factor cheie este dezvoltarea continuă a infrastructurii de acceptare a cardurilor de plată pe teritoriul Republicii Moldova, în special majorarea numărului de POS-terminale amplasate la comercianți. Ne uităm foarte atent, cetățenii Republicii Moldova, după ce s-a făcut liberalizarea vizelor, circulă în Europa și acolo toate achitările le fac cu cardul, cum toate, nu scot practic deloc din bancomate. Și s-au învățat a achita cu cardul. Achitând peste hotare cu cardul, intrând în teritoriul Republicii Moldova, mai departe continuă această tradiție de achitare cu cardul. Sunt nemulțumiți însă proprietarii de magazine, fiind obligați să achite un comision pentru fiecare plată cu cardul. De exemplu, facem și comparație între ceea ce avem aici, ceea ce avem la locațiile noastre din România și, practic, comisioanele ar fi duble la noi în Republica Moldova, adică e un fel de paradox. Omul scoate banii din bancomat, banca nu câștigă nimic de la dânsul. În schimb, dacă tu mergi la magazin și te achiți, banca ia de la agentul economic de la 1% jumătate până la 2% jumătate, undeva mediu 2%. Obișnuința clienților de a plăti cu cardul la restaurant sau la cafenea subțiază și veniturile ospătarilor. Plata cu cardul bancar a devenit un instrument atât de comun încât curierii care fac livrarea acasă iau terminalul după ei. La o tranzacție mai mică de 200 de lei, clienții pot folosi cardurile bancare contactless, care lucrează în felul următor. E destul o singură atingere fără să fie introdus codul PIN, iar plata e ca și făcută. Metoda e sigură pentru că cardul rămâne mereu în mâinile cumpărătorului, ceea ce reduce din riscul furtului de date sau pierderii acestuia. Poate pentru ei e mult mai bine, dar pentru noi e mult mai rău. Nu, mai e rău, dar din cauza că nu sunt bacșiș. Dacă e suma mai mare și noi avem ceva din asta, dacă e suma mai mică... Cu totul altfel stau lucrurile la sate, unde nu există nici zare de bancomat. N-am nici un card, nică, măi băieți. Nici nu știu și ei asta. De la un singur card în 1997, în prezent în Republica Moldova, există 1,6 milioane de carduri, iar până la sfârșitul anului cifra va crește până la 1,8 milioane, estimează experții. Într-o societate în care politețea și-a pierdut din valoare, toată speranța stă în copii. La asta s-au gândit membrii unui centru care au lansat un concurs al bunelor maniere între clasele primare în mai multe școli din capitală. Copiii și-au demonstrat abilitățile după o săptămână în care au învățat cum să se comporte în diferite situații. Acești copii de la liceul Mihai Viteazul au studiat regulile elementare de politețe prin poezii și scenete. După o săptămână de lecții, elevii spun că știu exact cum să se salute sau să se comporte față de colegii de la școală. Cunoștințele noi le-au prezentat printr-un concert profesorilor și părinților. Eu am jucat personajul Vulpea și am vrut să arăt la public să nu mințim niciodată și să fim buni cu toți, să nu mai furăm. Cum trebuie să fie un om? Ce maniere trebuie să aibă? Trebuie să se comporte frumos, să aibă 7 ani de acasă. Acest băiat a jucat rolul unui polițist. Acum știe cum trebuie să se comporte un om al legii. Ce maniere trebuie să aibă un polițist? Trebuie să fie atent, bun, cinstit și înțelept. Tu vrei să fii polițist pe viitor? Când vei fi mare. Dar ce ai învățat nou? Trebuie să fiu atent pe străzi. Să respect regulile de circulație dacă vreau să-mi păstrez viața. Eu am învățat multe maniere, am învățat să salut, să folosesc cuvinte fermecate și să mă comport civilizat. Părinții și profesorii sunt mulțumiți și spun că după aceste ore copiilor au devenit mai manierați. Copiii sunt foarte bravo. Ei sunt activi, ei s-ar implica în orice le aduce plăcere, în orice le face să zâmbească, să râdă. Ne-am bucurat vestea că facem parte din această campanie cu promovarea bunelor maniere. Copiii ne-au dat astăzi o lecție de ceea ce e frumos și manierele sunt la copii. Le punem în capul mesei,
le pornim pe drumul cel mare și chiar maturii câteodată le pot prelua de la copii. La final, elevii au primit note de la un juriu, iar dintre cele 8 clase care au concurat, una a fost aleasă câștigătoare. Din momentul când vom începe să învățăm pe copii să fie mai manierați, să aibă un respect față de cei de alături, să promoveze valorile, atunci vom schimba și societatea. Inițiatorii spun că ulterior va fi organizat și un concurs între mai multe licee din capitală. Campania a fost inițiată de un centru de dezvoltare personală din capitală. Emisiunea O seară perfectă a împlinit 5 ani, iar cu această ocazie a dat o petrecere ca în filme. A fost o ediție specială cu invitații aleși și muzică live. Pentru că a vrut să aibă alături cât mai mulți prieteni, Rodica Cioronică și-a mutat studioul într-o locație mult mai spațioasă. Bucovina, plai cu flori, măi, unde sunt ai tăi feciori? Artiști, oameni de afaceri și jurnaliști au asistat aseară la o ediție specială a emisiunii O seară perfectă. Vă doresc să sărbătorim împreună 10 ani, 20, 30 și etc. Îl iubesc pe ProTV și vreau să-l felicit cu O seară perfectă, cu zi de naștere, 5 ani, asta deja este o cifră foarte frumoasă. Să fie de fiecare dată original și pe măsura originalității să aibă și invitați. De această dată, Rodica Cioronică, gazda emisiunii, și-a mutat canapeaua într-un local select din Chișinău. Am ajuns în casele voastre, am ajuns să facem parte din viața voastră. Suntem ingredientul cel la care, dacă într-o zi ar lipsi, cred că voi ați simți imediat. Oaspeții au avut parte de muzică bună. Hai, privește-mă ca în prima zi, sufletul mi-e gata pentru a iubi. El cu mii te așteaptă să-mi șoptești acele cuvinte că mă iubești. Și dansuri. A fost o petrecere aniversară în nuanță de violet. Invitații, care au respectat dress code-ul, au strălucit în ținutele lor. Îmi place foarte mult violetul, dar nu îmi place să port haine violete. Dar astăzi am făcut o excepție pentru O seară perfectă. Vedetele i-au urat într-un glas echipei O seară perfectă să aibă parte doar de invitații de calitate. Parcă aparent are ce spune, apare la televizor, dar când stai foarte atent să diseci în detaliu cam ce a vrut să spună omul, suntem doar formă, nu și fond. Spre asta aș vrea să tindem în continuare. La petrecerea care a ținut până târziu au cântat Alex Calancea Band, Guz și Andrei Glavan. Centrul Betleemului s-a umplut azară de lumină și emoții de fericire. Acolo a fost aprins un brad de Crăciun uriaș. Oamenii au cântat colinde, iar seara s-a încheiat cu focuri de artificii. Mai multe imagini vedeți imediat. Iar la Tel Aviv a avut loc un marș al rușinii. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă fiind nemulțumiți de corupția din țară. Oamenii susțin că mai mulți oficiali, printre care și premierul țării, ar fi implicați în acte de corupție. Tot ei îl acuză pe procurorul general că nu cercetează cazurile în care se presupune că este implicat șeful guvernului. Presa scrie că oficialul ar fi primit ilegal cadouri de la persoane foarte bogate și că ar fi încercat să încheie un acord cu proprietarul unui ziar pentru a-l favoriza. Benjamin Netanyahu spune că este nevinovat. Donald Trump a negat din nou că a avut o înțelegere secretă cu Rusia în timpul campaniei electorale de anul trecut. Președintele american a făcut aceste precizări după ce un fost consilier de-al său a declarat că ar fi gata să depună mărturie că apropiați de-a lui Trump i-au cerut să inițieze contacte cu rușii în timpul campaniei electorale. No collusion. There's been absolutely
Donald Trump a făcut aceste comentarii după ce acum două zile fostul său consilier pe probleme de securitate națională, Michael Flynn, a recunoscut că un membru de rang înalt din echipa președintelui l-a îndrumat anul trecut să intre în contact cu oficiali ruși. Tot el a recunoscut că a mințit anterior FBI-ul în privința unei întâlniri avute cu ambasadorul Rusiei, înainte ca Trump să fie învestit în funcție. Mărturisirile lui Flynn ar putea dovedi că echipa de campanie a președintelui a avut contacte secrete cu rușii cu scopul de a-l ajuta pe Trump să o învingă pe Hillary Clinton. Procurorii americani au anunțat că vor fi cercetați și alți oficiali de la Casa Albă pentru a stabili dacă Rusia s-a amestecat în alegerile prezidențiale. Moscova, inclusiv Vladimir Putin, a negat de mai multe ori acest lucru, iar președintele american a declarat că îl crede pe omologul său rus. Tragedie pe mare în această dimineață în largul coastelor Coreei de Sud. O embarcațiune de pescuit s-a ciocnit cu un petrolier. În urma impactului, nava de pescuit s-a scufundat. 13 oameni au murit, 7 sunt răniți, iar 2 sunt dați dispăruți. Câteva elicoptere și embarcațiune au participat la operațiunile de căutare și salvare. Persoanele scoase din apă au fost duse la spitalele din apropiere, a anunțat Garda de Coastă Sud-Coreană. Motivul coliziunii nu se cunoaște. Mai multe persoane au căzut într-un râu după ce o bucată de pod s-a prăbușit. S-a întâmplat în orașul Praga. 4 oameni au fost răniți, 2 fiind în stare gravă. Salvatorii au intervenit pentru a-i scoate din apele rece ale râului. Victimele au fost transportate la spital. Deocamdată nu se știe din ce cauză a cedat podul de beton. Orașul Betleem a îmbrăcat straie de sărbătoare. Un uriaș brad de Crăciun a fost inaugurat aseară sub privirile a mii de creștini. Seara a culminat cu focuri de artificii. Atmosfera de sărbătoare se simte deja la Betleem, unde aseară au fost aprinse luminile de pe uriașul pom de Crăciun, instalat în fața Bisericii Nașterii Domnului. Nu este un brad adevărat, ci o structură metalică împodobită cu globuri și ghirlande. Oamenii au cântat colinde, iar la final nu au lipsit focurile de artificii. Festivitățile de Crăciun sunt foarte așteptate de creștinii care locuiesc la Betleem. Oamenii spun că vor ca anul care vine să fie mai bun și mai liniștit. Pregătiri pentru sărbătorile de iarnă se fac și în alte mari orașe din lume. Bradul de Crăciun a fost aprins aseară și la Lisabona. Pomul are 30 de metri înălțime și a fost decorat cu mii de beculețe colorate. Iar în orașul belgian Anvers, startul sărbătorilor a fost dat printr-un festival al felinarelor. Localnicii vor putea vedea această frumusețe până la mijlocul lunii ianuarie. Craiovenii au parte doar de victorii pe noul stadion. CSU Craiova a învins-o pe Viitorul Constanța, scor 3-1. Încearcă lansarea lui Cristi, care poziție foarte bună, Cristi, care Ciuci scoate Calancea! Formidabilă intervenția lui Calancea, își pune mâine în cap Gică Hagi. CSU Craiova a urcat provizoriu pe locul secund în campionat cu 39 de puncte. Cu detalii revenim la sport. Iarna începe să-și facă simțită deja prezența în Europa, dar a ales să vină mai întâi în unele dintre cele mai calde regiuni. Sudul Franței, care vede rare ori zăpadă, a fost sub cod portocaliu de ninsori. Primul val de frig și prima zăpadă a ajuns și în Spania. Așa arătau ieri mai multe regiuni din sudul Franței, a nins în zonele montane, dar și în cele de litoral. Traficul pe unele autostrăzi a fost dat peste cap, iar pe altele a fost închis. Il y a des voitures sur la route arrêtées, il y a pas mal de neige. Et voilà, elle s'est bloquée. Mulți oameni nu au așteptat ca autoritățile să se ocupe de dezăpezire, așa că au luat lopețile și și-au curățit singur curțile. În nordul Corsicii, 3500 de case au rămas fără lumină din cauza ninsorilor abundente, iar acum meteorologii prognozează ploi, așa că în regiune este alertă de inundații. Iarna a pus stăpânire și pe cea mai mare parte a Spaniei. În nordul țării a nins suficient ca localnicii să se joace ori să facă sculpturi din zăpadă. Vremea se va menține rece până la sfârșitul săptămânii viitoare, după cum anunță meteorologii.
dat tot ce au mai bun la turneul final al anului. Peste 200 de sportivi din toată țara au luptat astăzi la o nouă ediție a campionatului Moldovei de Jiu-Jitsu versiunea Randori. Sportivi din 15 cluburi din Chișinău, Tiraspol, Ungheni și alte localități au ieșit pe tatami în lupta pentru medalii, dornici să se remarce și în viitor să reprezinte Moldova la turneile internaționale. Campionatul de jiu-jitsu s-a desfășurat în versiunea randori, care permite aruncările, dar și procedeile care provoacă durere atât în poziția inițială de luptă, cât și la sol. Alexandru Babi este campion european și deținător al medaliei de bronz la campionatul mondial de jiu-jitsu brazilian. Astăzi el a cucerit lejer aurul. В финале я решил подобрать себе правильную тактику, поскольку я вышел с человеком, у которого больше акцент поставлен на бросковую технику. Влад Лашко a câștigat medalia de aur la categoria de până la 60 de kilograme, vârsta 16-17 ani. Practic jiu-jitsu fighting, randori nu este stilul meu deloc și pentru mine asta a fost ceva nou și chiar mi-a plăcut. Iar Vladislav Mastac nu a avut rivali în categoria de până la 100 de kilograme, vârsta 13-16 ani. Долго ждал своего боя. У меня были переживания только из-за ожидания. Și cei mici și-au demonstrat forțele la campionat. Pentru mine a fost cam greu lupta, dar făceam ceea ce știu și ceea ce îmi plăcea. Campionatul ne-a dat o experiență. Copiii unui club din Ungheni au cucerit 13 medalii. Copiii s-au arătat foarte bine. Am muncit zi de zi și munca s-a demonstrat. Cei mai buni sportivi vor avea ocazia să evolueze la campionatul european ce va avea loc la Lisabona între 15 și 22 ianuarie. У нас хорошие планы на следующий год. Мы планируем выступать в топовых международных организациях. Și-a încheiat cariera cu o înfrângere. Boxerul din Puerto Rico, Miguel Cotto, a pierdut ultima luptă și s-a retras din activitate. A fost învins de un pugilist american. Miguel Cotto și Zadam Ali au luptat toate cele 12 runde. La final, arbitrii au acordat victoria americanului. Astfel, Cotto a pus capăt unei cariere de 16 ani în boxul profesionist. El s-a retras cu 41 de victorii și 6 înfrângeri în palmares. Boxerul din Puerto Rico a fost campion mondial în 4 categorii de greutate diferite. Nicolae Calancea și coechipierii la a doua victorie pe noul stadion, CSU Craiova, a învins-o pe Viitorul Constanța, scor 3-1. Portarul moldovean a reușit o paradă superbă în debutul meciului. Încearcă lansarea lui Cristi, care are poziție foarte bună, Cristi care șuci, scoate Calancea! Formidabilă intervenția lui Calancea, își pune mâine în cap Gică Hagi, echipa lui... Viitorul a marcat totuși până la pauză prin Țucudean. Prima repriză. Pasă bună pentru Țucudean, șuci, gol! În minutul 56, Țiru a atins balonul cu mâna în careu, iar arbitrul i-a dat al doilea cartonaș galben și l-a eliminat. Mitrițe a transformat lovitura. În câteva momente, Bancu a marcat pentru 2-1. Martici și vine șutul lui Zlatinski! Mai târziu, același Bancu a avut o incursiune spectaculoasă pe partea stângă și i-a pasat lui Bărbuț, care a stabilit scorul final. Cu a doua victorie în două meciuri pe noul stadion, Ion Oblemenco, CSU Craiova a urcat provizoriu pe locul secund în campionat cu 39 de puncte. FCSB are cu un punct mai puțin, dar și un meci rezervă. Lidera în România este CFR Cluj cu 46 de puncte.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul artistic Spectre. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022-210130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md. O seară frumoasă!